Bilanț îngrijorător pentru prima jumătate a acestui an. Până la începutul lunii mai, pe litoralul românesc au fost găsiți 4 delfini morți. Însă, vineri dimineață, un alt delfin a fost găsit eșuat pe plaja stațiunii Costinești, în zona Epavei. Corpul acestuia, ca și în celelalte cazuri, prezenta răni multiple, semn că a fost prins în plasele braconierilor, unde s-a zbătut ca să scape. Potrivit specialiștilor, aceste mamifere sunt atrase de pești prinși în plasele aflate în larg și este practic inevitabil ca ele, la rândul lor, să nu se prindă. Din acest motiv, specialiștii de la Mare Nostrum continuă seria expedițiilor terestre, la care participă elevi și voluntari pentru monitorizarea coastei în vederea identificării cazurilor de delfini eșuați. În urma unor astfel de acțiuni au fost identificați cei 4 delfini eșuați. Nu este pentru prima dată când echipa Mare Nostrum se confruntă cu astfel de cazuri, experiența expedițiilor terestre de monitorizare fiind cât se poate de locventă în acest sens. Ne-am dorit ca toți constanțenii să știe că există un număr de telefon de urgență unde ne pot contacta atunci când observă delfini eșuați pe plajă. Este foarte important să ajungem în timp util pentru că uneori mai putem face ceva pentru a ameliora situația. Avem specialiștii și pregătirea necesară pentru a putea salva viața delfinilor atunci când o permite situația. De asemenea, am vrea ca pescarii să înțeleagă cât de periculoase pot fi plasele pe care le întind. În 60% din cazuri, delfinii mor prinși în aceste plaje. Avem un număr de telefon de urgență la care vă rugăm să sunați ori de câte ori vedeți un delfin eșuat. Acesta este 0763255731. La fel de important este să ajungem repede și la cazurile de delfini morți, tocmai în ideea de a preleva probe și de a descoperi mai mult informații despre bolile pe care le-au avut. Împreună cu voi putem salva viața delfinilor și îi putem lăsa să înoate liniștiți în apele Mării Negre, acolo unde le este locul, spune Marian Paiu, coordonator proiect. Nu numai cazurile de delfini eșuați sunt o problemă, ci și modul în care sunt scoși delfinii din plasele de pescuit. Este o reală atrocitate să tai coada unui delfin pentru a-l putea scoate din plasele de pescuit. Nu este normal să faci asta. Realizăm că, din nefericire, indiferent de cât de multe campanii de informare avem pe această temă, problema legată de mentalitate și obișnuință rămâne, a mai declarat Marian Paiu. O altă problemă o reprezintă atitudinea persoanelor care găsesc un delfin viu aproape de țărm. Specialiștii spun că nu este recomandată îndepărtarea mamiferului către larg în niciun mod, întrucât este un semn că acesta este bolnav și a venit la mal pentru a putea respira mai ușor. Fiind mamifere marine, delfinii au densitatea corpului mai mare decât altor animale terestre, iar îndepărtarea unui exemplar bolnav către larg ar putea să-i fie fatală. S-ar putea îneca, spun specialiștii. De aceea este recomandat ca într-un astfel de caz să fie anunțați de urgență reprezentanții Mare Nostrum.